Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie. Haideți să ne reamintim. Care sunt cele trei elemente naturale definitorii pentru teritoriul țării noastre? Munții Carpați, fluviul Dunărea și Marea Neagră. De aici și denumirea de țară Carpato-Danubiano-Pontică sau țară Carpato-Dunăreano-Pontică. Care sunt unitățile majore de relief de deal și podiști din țara noastră? Acestea sunt depresiunea colinară a Transilvaniei, subcarpații, podișul Moldovei, podișul Dobrogei, podișul sau Piemontul Getic, dealurile de vest și podișul Mehedinți, despre care discutăm astăzi. Podișul Mehedinți este situat în vestul țării, între Motru la est și Dunăre la vest, fiind podișul cu cea mai mică suprafață. S-a format prin încrețirea scoarței terestre în același timp, în aceeași perioadă, cu Carpații meridionali, fiind o continuare spre sud a munților Mehedinți. Podișul Mehedinți este format din șisturi cristaline și calcare. Înălțimile sunt cuprinse în cea mai mare parte în intervalul 500-600 de metri, așa cum se poate observa și pe profilul altitudinilor realizat cu Google Earth Pro. Cea mai mare înălțime este în vârful Paharnicului, 885 de metri, iar cea mai redusă, 160 de metri, în apropierea Văii Dunării. Ca urmare a prezenței rocilor calcaroase în compoziția versanților, apar forme de relief karstic de suprafață, numit exocarst, și de adâncime, endocarst. Principalele ape curgătoare care îl traversează sunt Coșuștea și Topolnița, fiind mărginit la est de apele Motrului și la vest de cele ale Dunării. Climatul este de dealuri înalte, dar cu influențe submediteraneene, temperatura medie anuală fiind cuprinsă între 9 și 11 grade Celsius, iar cantitatea anuală de precipitații în intervalul 700-1000 de milimetri pe an. Datorită influențelor submediteraneene, pe lângă pâlcurile de pădure de gorun, în podișul Mehedinți pot fi întâlnite specii de plante și animale specifice zonei mediteraneene, cum ar fi liliacul sălbatic, moșdreanul, cărpinița, vipera cu corn și scorpionul. Vă propun acum realizarea următoarei sarcini de lucru. Realizați un plan al unei călătorii în podișul Mehedinți. Ei bine, ce aș face eu pentru a realiza acest plan? Aș afla distanța pe care o am de parcurs până acolo cu ajutorul aplicației Hărți, Maps sau o altă aplicație care folosește GPS-ul, să identific cel puțin o unitate de cazare din podișul Mehedinți și să realizez o listă cu cel puțin 5 obiective turistice din podișul Mehedinți, adăugând și o descriere succintă a acestora. Dragilor, atât pentru astăzi. Vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!